Salutare și bine ai venit pe canalul de YouTube Mister Crypto. În videoclipul de astăzi vreau să-ți prezint care sunt fazele lansării unui proiect cripto, ce înseamnă private sale, pre și vânzarea publică. De asemenea, o să-ți prezint proiectul Legend Venture și cum își propune acesta să ofere accesul comunității cripto din România la proiecte în private sale sau în pre -sale. Dacă videoclipul de astăzi este de ajutor, nu uita, te rog să apeși butonul de like și subscribe. Ajută mult în dezvoltarea acestui canal și îți mulțumesc pentru asta. Mă poți urmări pe canal de Twitter Mr. Crypto, unde postez zilnic informații din cripto, informații despre proiecte noi, despre evoluția altor proiecte și multe alte informații care te pot ajuta. Pentru cei care doresc o interacțiune mai rapidă cu comunitatea Mr. Crypto Community, vă invit pe canalul de Telegram Mr. Crypto Community, unde veți găsi o comunitate extraordinară și extrem de multe persoane dispuse să vă ajute în cazul în care aveți nevoie. Vă rog să rețineți că tot ceea ce prezint în acest videoclip și în toate videoclipurile mele nu sunt sfaturi financiare, nu sunt sfaturi de achiziție sau de vânzare și recomand ca pentru orice acțiune să faceți înainte propria cercetare. Revenind la tema discuției de astăzi. În momentul în care o echipă decide lansarea unui proiect, de obicei proiectul respectiv va desfășura succesiv trei runde de vânzare. Private sale sau vânzarea privată, pre-sale sau prevânzarea și public sale, vânzarea publică. Vânzarea privată este primul pas. Acesta are loc atunci când cei care dezvoltă proiectul au pregătit toată documentația și detaliile necesare, inclusiv white paper-ul. Aceasta începe cu căutarea investitorilor, iar aceștia trebuie să fie fondurile de investiții, investitorii existenți în criptomonede sau grupuri de investitori individual care s-ar putea să se fie reunit din proprie inițiativă. Prezentarea unei vânzări private se face în mod normal, Personal, aceasta permite fondatorilor să susțină cât mai bine proiectul, iar investitorilor să clarifice toate preocupările și întrebările pe care le pot avea. În general, fondatorii au o limită a investiției pe care doresc să o strângă, dintr-o rundă de vânzare privată. Runda se încheie de cele mai multe ori atunci când suma este atinsă. Dacă nu se atinge limita stabilită, fondatorii trebuie să-și planifice rundele următoare în consecință. pre ul este acea rundă care urmează după private sale sau vânzarea privată și de obicei se adresează fondurilor de investiții sau grupurilor cu fonduri mai mici decât cei din prima rundă, dar se poate adresa și fondurilor mai mari care au ratat prima fază și doresc să investească. Runda de pre oferă reduceri mai mici decât cea de private sale, dar aceste reduceri sunt mai mari decât cele din public sale. Suma de reducere și bonusul pe care îl primește un investitor depinde de cât de devreme participă la un proiect și de suma investită. Această rundă este promovată de obicei pe site-ul companiei și pe rețelele de socializare. Nu se fac de obicei cheltuieli masive pentru această rundă. De multe ori sumele sunt adunate extrem de repede, drept urmare aceasta este o rundă optimă pentru cei care cred în proiect, în utilitatea lui și care doresc să evite riscul investiției timpurii în runda de vânzare privată. A treia rundă este cea adresată publicului sau public sell. Este cea mai comună și este cunoscută în spațiul cripto ca ICO sau IDO. Aceasta este deschisă investitorilor mici, dar și celor mari, cât și grupurilor și persoanelor fizice. De obicei, singura condiție este ca aceștia să se înregistreze, să efectueze procesul de verificare a identității și, bineînțeles, să dispună de sumele necesare. Acestea beneficiază de o publicitate agresivă și pot fi importante în cazul în care proiectul nu a reușit să adune. Ce și-a propus în primele două faze. Această rundă oferă investitorului cel mai mic risc în comparație cu celelalte două, dar oferă și cele mai puține reduceri și bonusuri. Alegerea rundelor nu este un proces standard. Unii fondatori pot să facă o singură rundă sau o combinație a oricăror două runde. Dacă discutăm de investitori în cripto, am văzut că există foarte multe fonduri de investiții mari sau comunități cripto care participă în proiecte în aceste faze de prevânzare. Printre cei mai cunoscuți sunt Binance, Coinbase. Dacă ne uităm aici la unul dintre proiecte vedem multe fonduri de investiții Spartan, CMS, Fi Digital, Signum Capital, Spark. Dacă ne uităm la Polkarer, vedem că fondurile care au investit în acest token sunt Magnus Capital, OKExu, Mundro Capital, Kiro's Venture, Raptor Capital, Morningstar, și multe alte fonduri de investiții. Randamentele obținute pentru cei care reușesc să intre în aceste faze sunt în cea mai mare parte a cazurilor extraordinar de bune. Dacă ne uităm pe o statistică pe care am luat-o de pe cryptorank.io, vedem că pentru cei care au reușit să investească în Orion Protocol, vedem că și-au crescut investiția de 162 de ori în momentul de față, respectiv la un moment dat au avut o creștere a investiției chiar și de 293 de ori. Pentru BSC avem 154X cu un all time high de 329. Puteți verifica pe CryptoRank.io aceste detalii pentru mai multe proiecte. Așa cum am menționat mai devreme, dacă se reușește să se intre în asemenea proiecte în faza de private sale sau în faza de pre-sale, randamentele pot fi extraordinare. Cel mai important lucru de reținut pentru cei care reușesc să participe la vânzare în primele două etape, respectiv private sale și pre -sale, este că în aproape toate cazurile, dacă reușim să participăm, vom avea o eliberare treptată a tokenurilor și că acestea nu se prime 100% la listare cum se întâmplă de obicei pentru cei care participă în vânzarea publică. Există avantajul de a achiziționa la un preț mai bun, dar va trebui să așteptăm mai mult decât ceilalți pentru a putea vinde. De multe ori investitorii timpurio să poată primi 10-20% la listare, iar restul se poate întinde și pe o perioadă de peste un an de zile. Deci trebuie să vă alegeți cu foarte mare grijă proiectele în care investiți și momentul în care investiți în fiecare proiect. În România, prima comunitate de investitori a fost creată de Legend Venture. Legend Venture se descrie ca fiind o comunitate finanțată privat, specializată în criptomonede și blockchain, cu viziunea de a avea un impact în societate și cu pasiunea de a-l realiza. Până în momentul de față, Legend Venture a reușit să obțină alocări pentru comunitatea din România în mai multe proiecte care vor urma să aibă lansarea în săptămânile și lunile următoare. Proiectul își dorește să devină un nume mare în această piață și să participe în cele mai bune proiecte doar în faza de private sale sau pre-sale, oferind astfel posibilitatea unor randamente consistente. Nu uitați că, așa cum am menționat, investiția în aceste două faze implică o eliberare graduală a tokenurilor și că, în aproape 100% din cazuri, nu vom avea acces la listare decât la un anumit procent din aceste tokenuri. Verificați cu atenție fiecare proiect înainte să investiți. Dacă ne uităm la unul dintre proiectele la care Legend Venture a fost partener, respectiv Trustpad, vedem că, dacă am reușit să participăm în private sale, eliberarea tokenurilor va fi alta decât pentru public. La public avem o eliberare de 25% a tokenurilor la listare, după care 15% pe săptămână. Pentru cei care au participat în vânzarea privată, respectiv în pre alocarea tokenurilor diferă. 10% la listare, respectiv 22,5% pe lună. Deci cei care participă la public au o eliberare mai rapidă a tokenilor decât cei care au participat mai devreme. Diferența este că pe public sale vânzarea este de 0,10 BUSD, respectiv pentru investitorii timpurii, prețul unui token a fost de 0,025 BUSD. Există o diferență destul de mare de preț. Legend Venture funcționează oarecum ca și cei de la DAO Maker. Diferența este că Legend Venture nu lansează tokenul respectiv. Printre criteriile de selecție pentru proiectele care au vânzarea pe Legend Venture, ar fi echipa să fie una cu experiență, proiectul să fie unul bun, să rezolve o necesitate și să aibă inovație. Se evită proiectele cu echipa anonimă, dar nu se exclud dacă proiectul pare foarte bun. Se ia în calcul cine sunt ceilalți investitori, astfel îți dai seama dacă proiectul este unul important sau nu. Se pune accent pe partea de Tokenomics adică ca partea de investiție să se întoarcă cât mai repede. Un alt aspect important este partea de marketing. Poți să ai un produs extraordinar, dar să nu-l cunoască nimeni și se va vinde mai slab decât un produs mai puțin bun, dar cu o reclamă adecvată. Dacă ne raportăm la proiectul de care am vorbit mai devreme, Trasped, vedem că aceștia anunță parteneriate în fiecare zi. Sunt extrem de activi pe canalul de Twitter și pe canalul de Telegram, în momentul de față a reușit să adune peste 20.000 de follower pe Twitter într-o perioadă extrem de scurtă și în cazul de față sunt șanse foarte mari ca proiectul să fie unul de succes. Așa cum am menționat, prețul unui token prin Legend Venture în runda de Private C a fost de 0.08 BUSD. Extrem de important, toate fondurile adunate de Legend Venture pleacă către aceste proiecte fondurile nu sunt ținute de lege în venture. Puteți verifica permanent pe canalul de Discord statusul proiectelor în care ați investit sau în cele în care puteți investi în viitor. Acestea se adaugă în funcție de stadiul discuțiilor este suficient să urmăriți canalele de comunicare Twitter, Telegram, Discord ale Legend Venture pentru a fi la curent cu tot ceea ce face Legend Venture, iar dacă sunteți interesat de un anumit proiect, să le cercetați pe canalul de Discord. O să las linkuri atât pentru Twitter, cât și pentru Telegram, cât și pentru Discord în descrierea acestui videoclip. Dacă intrați pe canalul de Discord al Legend Venture, o să găsiți toate informațiile necesare. Este suficient să mergeți la secțiunea de anunțuri și o să găsiți informațiile pentru fiecare proiect. Pentru fiecare proiect care a avut deja vânzare prin Legend Venture sau care urmează să aibă vânzare prin Legend Venture. Puteți participa la discuții și pune întrebări la secțiunea de public chat. De asemenea, puteți vedea ce proiecte sunt în negociere în momentul de față. Puteți intra pe fiecare proiect în parte să vedeți ce face proiectul, care este alocarea pe care Legend Venture o negociază și așa puteți avea toate informațiile atunci când un proiect se anunță la vânzare. O altă secțiune pe care o puteți urmări este legată de proiectele care au avut deja vânzare pe Legend Venture și statusul acestora. Personal, am aplicat aproape la toate proiectele lansate de Legend Venture, am investit în ele, mai puțin la unul sau două, deoarece pentru unul nu am fost suficient de rapid și am ratat contribuția, iar unul nu s-a potrivit neapărat cu ceea ce caut eu în cripto. Dar rămâne de văzut dacă am făcut o investiție bună sau nu. Așa cum am menționat, găsiți pe canalul Discord toate informațiile necesare în cazul în care doriți să investiți într-un proiect prin Legend Venture. Dacă nu vă este comod canalul de Discord sau nu folosiți canalul de Discord, puteți să folosiți canalul de Twitter sau canalul de Telegram Legend Venture, pentru care eu o să las linkurile în descrierea videoclipului și acolo găsiți mare parte din aceste informații. Legend Venture se vrea să funcționeze ca și alte comunități de acest gen, gen CSP DAO, Fairum, Black Dragon. Intrați pe aceste comunități și vedeți cum funcționează fiecare. Așa cum am menționat, Legend Venture a fost creat pentru comunitatea din România și este mult mai comod pentru multe persoane să poată discuta cu cineva în limba română. Intrați în comunitatea Legend Venture și cineva va vă va răspunde la întrebări cu siguranță. De asemenea, începând de săptămâna trecută, au fost organizate giveaway-uri de către Legend Venture în care se pot câștiga criptomonede de la proiectele în care aceștia au avut alocare. Trebuie să urmați doar câțiva pași simpli și puteți câștiga aceste premii. Intrați pe canalul de Telegram sau pe pagina de Twitter sau pe Discord în cazul de față. Pe pagina de Twitter, dați click pe acest link și vi se va deschide o pagină de acest gen. Ce aveți de făcut? Doar de a vă alătura canalului de Discord, să vă alăturați folosind Twitter, să dați un follow la Legend Venture pe Twitter să dați un retweet la Legend Venture, de asemenea să urmăriți Trustpad pe Twitter, să lăsați un comentariu la tweet-ul pe care l-ați dat, să vă alăturați canalului de Telegram Legend Venture și canalului de anunțuri și să vă alăturați pe Telegram la Trustpad. Aceștia sunt singurii pași pe care trebuie să-i urmați pentru a vă califica în extragerea pentru 100 de dolari în tokenuri Trustpad. Luați în considerare că acești 100 de dolari vi se vor acorda în tokenuri traspad cu prețul de vânzare din private sell. În momentul în care acest token ajunge pe un exchange sau se va lista pe e-swap, sunt șanse foarte mari ca prețul acestuia să fie de 5 ori, de 10 ori mai mare. Cred că este foarte simplu și foarte ușor să urmați acești pași și să puteți câștiga acest giveaway. Vă recomand să studiați cu atenție fiecare proiect în care intrați și să verificați când veți primi tokenurile și când aveți acces 100% la acestea. Nu investiți dacă nu credeți 100% în proiect, dacă nu aveți răbdare sau dacă credeți că perioada de bull market se va sfârși peste 6 luni în an de zile. Sunteți singurii răspunzători de orice decizie luată și nimeni nu vă va putea garanta că veți primi tokenurile sau că acestea vor valora mai mult sau mai puțin. Nu odată s-a întâmplat că echipa care a inițiat proiectul să nu reușească să livreze ce a promis sau chiar să plece cu banii investitorilor. Luați în calcul aceste aspecte și investiți doar sumele pe care sunteți dispus să le pierdeți. A investi în proiecte în faza de private sale sau de pre-sale, am văzut că poate să ne aducă randamente extraordinare, randamente pe care nu prea reușim să le obținem dacă achiziționăm un token în momentul de față de pe un exchange. Dar trebuie să o facem cu foarte mare atenție. Cam atât am avut eu să vă prezint despre private sale, pre-sale, legend venture și cum puteți să intrați în proiecte în fazele inițiale. Dacă videoclipul de astăzi v-a fost de ajutor, nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe pentru a ajuta la creșterea acestui canal. De asemenea, puteți să mă urmăriți pe canalul de Twitter unde postez zilnic informații din cripto, informații despre proiecte noi, evoluția altor proiecte, și așa cum am menționat la început, dacă vreți o interacțiune mai rapidă, puteți intra pe canalul de Telegram Mr. Crypto Community, unde veți găsi o comunitate extraordinară și foarte multe persoane dispuse să vă ajute. Așa cum am menționat, o să vă las în descrierea canalului linkuri, atât pentru canalul de Discord de la Legend Venture, cât și pentru canalul de Telegram și pentru cel de Twitter. La fel veți găsi linkuri pentru canalul de Twitter Mr. Crypto și pentru cel de Telegram. Eu vă mulțumesc și vă aștept cu drag și data viitoare.